Bine v-am regăsit! Suntem la întrebarea cu numărul 92, dar întâi sunt dator cu răspunsul la întrebarea cu numărul 91, cu titlul Clepsidra pe balanță. Să ne amintim! Ca să vă ajut să formulați răspunsurile, vă propun 4 mișcări posibile ale talerului pe care se găsește clepsidra și vă rog să alegeți pe cea care credeți că este cea corectă. Veți vedea și o reprezentare vizuală a celor 4 mișcări, un grafic simplificat și aproximativ al mișcărilor talerului pe care se găsește clepsidra în funcție de timp. Prima mișcare. În momentul inițial, talerul urcă, apoi rămâne acolo atât timp cât curge nisipul și în momentul final revine la poziția de echilibru. A doua. În momentul inițial, talerul coboară, rămâne acolo cât timp curge nisipul și în momentul final revine în poziția de echilibru. A treia. În momentul inițial, talerul urcă, dar apoi revine la poziția de echilibru și în timpul curgerii nisipului rămâne în această poziție, iar în momentul final coboară, dar apoi revine. Și a patra. În momentul inițial, talerul coboară, dar apoi revine la poziția de echilibru, rămâne acolo atât timp cât curge nisipul, iar în momentul final urcă și apoi revine în poziția de echilibru. Vă pot spune doar că una dintre cele 4 mișcări este cea corectă. Întrebarea este care și de ce? Trebuie să mărturisesc că am încercat să fac un experiment pentru a demonstra răspunsul, dar n-am reușit. Am încercat cu nisip, dar trebuie nisip foarte fin și balanță foarte sensibilă, lucruri pe care nu le am. Am încercat cu apă, dar dezavantajul este acela că apa nu își încetează curgerea brusc din cauza tensiunii superficiale și a scăderii presiunii în vasul din care curge, așa că nu se poate pune în evidență ceea ce se întâmplă în ultimele momente de cădere a nisipului folosind apă. Poate dacă am folosit debite mari, dar asta ridică alte probleme. Așa că neavând timp suficient pentru a-mi procura cele necesare, a trebuit să renunț la experiment și voi încerca să explic ceea ce se întâmplă, fără suport experimental, așa cum ar fi ideal. Dar pe de altă parte, aceste întrebări se adresează logicii, gândirii, așa că să încercăm să găsim răspunsul gândindu-ne. Cred că ceea ce se întâmplă în momentul inițial este cel mai ușor de înțeles. Dacă sunt cu picioarele pe un cântar și țin cu mâna un corp greu, atunci cântarul indică, evident, greutatea mea plus greutatea corpului pe care îl țin cu mâna. Dar dacă las corpul să cadă, din clipa în care începe să cadă, nu mai apăs pe cântar decât cu greutatea mea. Nu e nevoie ca acel corp în cădere să ajungă jos pentru a se schimba indicația cântarului. În timpul căderii corpului deja, cântarul arată doar greutatea mea. Așa că talerul pe care se găsește clepsidra trebuie să se ridice în momentul în care începe să cadă nisipul, pentru că în primele momente vom avea nisip în cădere fără să existe și nisip care ajunge jos, iar nisipul în cădere nu este cântărit de balanță. Dacă observăm cele 4 grafice din care trebuie să alegem, putem elimina deci graficele 2 și 4 pentru că ele arată o coborâre a talerului în momentele inițiale. Mai rămâne să alegem dintre graficele 1 și 3, dar pentru asta trebuie să știm dacă balanța este în echilibru sau nu în timpul în care cade nisip din compartimentul superior și ajunge nisip în compartimentul inferior. Cade nisip peste nisipul din compartimentul inferior. Probabil ați fost tentați să gândiți astfel. În acest timp, un anumit număr de fire de nisip se vor găsi în fiecare moment în aer. Și greutatea lor nu este simțită, ca să mă exprim sugestiv, de talerul balanței. Așa că probabil mulți ați presupus că balanța nu va fi în echilibru în timpul căderii nisipului, ceea ce ar însemna că graficul corect este primul. De fapt, am și primit acest răspuns de la mai mulți corespondenți. Dar nu este așa. Din clipa în care primele fire de nisip lovesc fundul compartimentului de jos,
sau mai târziu nisipul care se adună acolo, balanța va fi din nou în echilibru. Balanța se va echilibra și va rămâne așa. De ce? Este adevărat că în tot acest timp există un anumit număr de fire de nisip care se găsesc în aer și balanța nu simte greutatea acelor fire de nisip. Este adevărat. Dar nisipul care cade se mișcă accelerat. Se mișcă tot mai repede și mai repede și când ajunge jos are un anumit impuls. Dacă ați uitat ce este impulsul, nu vă faceți probleme, puteți înțelege și altfel. Deoarece nisipul cade de la o anumită înălțime, el are o viteză când ajunge jos și lovește nisipul pe care cade, transmițându-i un impuls. Nu e ca în cazul în care am pune nisip cu lingurița de foarte aproape, de la o înălțime foarte mică, încet, încet. Nisipul are viteză când ajunge jos și lovește nisipul pe care cade. De ce se compensează exact greutatea nisipului din aer cu impulsul pe care îl transmite nisipul care ajunge jos? Este deja o problemă de fizică, dar calitativ puteți înțelege cam așa. Dacă mărim înălțimea de la care cade nisipul, distanța pe care cade nisipul, atunci, în fiecare moment, vom avea un număr mai mare de fire de nisip în aer. Dar, pe de altă parte, dacă mărim distanța pe care cade nisipul, crește viteza cu care nisipul ajunge jos, crește impulsul pe care îl transmite nisipul care lovește nisipul de jos sistemului. Și în acest fel lucrurile se compensează. Avem deci trei fenomene de care trebuie să ținem seama. Odată, în fiecare secundă, greutatea compartimentului de sus al clepsidrei scade cu o anumită valoare. Curge nisip din compartimentul de sus. 2. În fiecare secundă, greutatea compartimentului de jos crește cu exact aceeași valoare cu care scade greutatea compartimentului de sus. Pentru că numărul firelor de nisip care pleacă pe secundă din compartimentul de sus este egal cu numărul firelor de nisip care ajung pe secundă în compartimentul de jos. Și 3. Greutatea firelor de nisip din aer este compensată de impulsul pe care îl transmit firele de nisip care cad în compartimentul inferior. Deci, lucrurile se desfășoară în felul următor. Când începe să cadă nisipul, talerul se ridică, deoarece vom avea fire de nisip în aer, fără să avem și fire de nisip care lovesc nisipul din compartimentul inferior. Și din clipa în care primele fire de nisip ajung jos, balanța revine în starea de echilibru. Tocmai am explicat de ce. Mai rămâne să înțelegem ce se întâmplă când se termină nisipul din compartimentul superior. La sfârșitul curgerii vom avea fire de nisip care lovesc nisipul din compartimentul inferior fără să mai cadă altele de sus. Și asta înseamnă că în acest timp cantitatea de nisip din aer scade, dar numărul firelor de nisip care lovesc nisipul din compartimentul de jos rămâne același până cad ultimele fire de nisip. Din această cauză, în aceste momente, balanța va indica o greutate mai mare decât greutatea reală a nisipului. De fapt, greutatea care aparent s-a pierdut în primele clipe, apare acum în ultimele clipe de cădere a nisipului. Așa că, în aceste momente, talerul va coborâ. Gândiți-vă la ce v-am spus la început. Stau pe cântar ținând un corp greu cu mâna și cântarul arată greutatea mea plus greutatea corpului. Acum să presupunem că acest corp va cădea pe cântar. În momentul în care îi dau drumul, cântarul nu mai arată decât greutatea mea. Dar când corpul lovește cântarul, transmite un impuls. Și pentru o clipă, cântarul va indica o greutate mai mare decât suma dintre greutatea mea și greutatea corpului. Este un experiment pe care îl puteți face, dar aveți grijă să nu stricați cântarul sau să nu vă striviți degetele de la picioare. În concluzie, răspunsul corect este graficul numărul 3. Am primit doar 3 răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Dana Bișoiu și Daniela Carmen Băluță. Felicitări, a fost o întrebare grea.
Vreau de asemenea să-l menționez pe Cristi Daniel, care încearcă să realizeze un montaj experimental pentru a demonstra răspunsul. Îi urez succes! Vă mulțumesc și să trecem la întrebarea de azi. O lumânare se găsește într-o cutie cu pereți din sticlă, așa cum vedeți în desen. Să nu vă puneți problema că poate lumânarea se stinge pentru că se termină oxigenul din cutie, să presupunem că există niște orificii în partea de jos și în partea de sus a cutiei care permit circulația aerului în așa fel încât există în permanență oxigenul necesar arderii. Important este că atunci când mișcăm cutia pe orizontală, nu se produce un curent de aer care poate mișca flacăra. Cu alte cuvinte, flacăra este protejată de mișcarea aerului din exteriorul cutiei. Pentru ca flacăra să fie și mai bine protejată, să presupunem că lumânarea și cutia se găsesc într-un automobil care se deplasează pe un drum drept, orizontal, cu viteză constantă, în direcția și sensul arătate de săgeată. Și să mai presupunem că există un sistem de prindere care nu lasă cutia să se răstoarne la curbe sau atunci când automobilul frânează sau accelerează. Și acum întrebările. Prima, ce se întâmplă cu flacăra lumânării dacă automobilul frânează, deviază sau nu de la verticală? Dacă răspunsul vostru este nu, vă rog să explicați de ce nu deviază flacăra. Dacă răspunsul este da, vă rog să precizați în ce sens se produce deviația și de ce. A doua întrebare, ce se întâmplă cu flacăra lumânării dacă automobilul ia o curbă, să zicem la stânga? În acest caz, deviază sau nu flacăra? Și aștept și aici explicațiile necesare. Este o întrebare la care puteți afla răspunsul experimental, mult mai ușor decât în cazul întrebării precedente. Aveți nevoie doar de o candelă, o lumânare și un automobil. Știința înseamnă experiment, dar atenție la incendii. Succes și aștept cu nerăbdare răspunsurile. La revedere!